puțin francez azi. Dacă vrei să cumperi tricouri ieftine și de calitate, intră pe ragnarshop.com și folosește codul GIANNI5 pentru o reducere de 5%. Aveți link în descriere. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. De data aceasta avem tier list. M-am murdărit puțin de engleză. În caz că nu știți ce este un tier list, este pur și simplu un top. Și astăzi vom face un top cu echipele mele preferate de fotbal. Nu are legătură cu performanța sportivă, pur și simplu aici sunt echipele care îmi plac mie. Nu contează pe ce loc se află în clasament, ce palmare sau... Deci efectiv nu contează. Cred că sunt cele mai cunoscute echipe în această listă. Hai să strângem 2000 de like-uri acolo dacă mai vreți tier list-uri în continuare. Scrieți acolo în comentarii idei de topuri pe care vreți să le mai facem. Am pus aici, ăsta nu, asta o ștergem de aici. Ok, avem o iubesc, îmi place, e ok și nu o urmăresc. Că avem aici 4 criterii mari și late. Bă, AC Milan niciodată nu mi s-a părut cine știe ce. O să zic că e ok, frate. Sezonul ăsta chiar e bun pentru AC Milan. Ibrahimovic rupe. Mai departe avem Ajax, frate. Bă, Ajax o echipă bună pentru campionatul Olandei. Mi-a plăcut foarte mult sezonul ăla. Sezonul ăla din 2019, când a ajuns în semifinale, a fost la un pas de finală. Pentru acel sezon o să o pun la îmi place. Pentru acel sezon mai exact. Arsenal, la fel, în trecut era echipa mea preferată din Premier League. Între timp s-au schimbat lucrurile. Îmi plăcea foarte mult perioada cu Ozil și Alexis Sanchez. Mi se părea demențială echipa atunci. O să pun totuși la îmi place. Mai departe avem Atletico Madrid. În 2016 era, cred că, în top 3 echipe preferate. Dar între timp s-au schimbat lucrurile. Așa că o să o pun totuși la... Nu știu unde să o pun. Hai că o pun la îmi place. Leverkusen nu o urmăresc aproape deloc. Adică nu știu dacă am văzut în viața mea frumos de la Leverkusen. Așa că nu o urmăresc. Bayern întotdeauna mi-a plăcut. Nu a fost așa o plăcere de aia imensă. Când juca Robben acolo, știu, dar era altceva echipa când era Robben. Parcă Robben schimba echipa aia total. Așa că o să pun la îmi place. Chelsea. Ce să zic de Chelsea? Doar pentru că a jucat Mutu acolo și Dan Petrescu, aș pune-o la îmi place, însă o să o pun la EOK. Crystal Palace, nu știu de ce apare în lista asta, o pun direct la un nou urmăresc. O avem aici pe Dinamo Kiev, cred că Dinamo Kiev e asta, care a fost omorâtă de Dică, la nu o urmăresc, să fiu sincer. Frankfurt de asemenea este o echipă pe care nu o urmăresc. Everton, la fel, ce crezi? La fel. Barcelona, îmi plăcea Barcelona foarte mult în perioada cu Xavi, Iniesta și de asemenea în perioada cu Ronaldinho. Îmi plăcea foarte mult această echipă, cred că era echipa mea preferată în acel moment. Însă între timp s-au schimbat lucrurile. Totuși o să o pun la îmi place pentru acea perioadă minunată pe care a avut-o. Mai departe avem Juventus. Nu prea am un jucător preferat de la Juventus. Totuși e Ronaldo acolo, o să se supere lumea, dar eu o să zic că e ok. Din punct de vedere al performanțelor este foarte bună, însă personal mie nu îmi place, pur și simplu. Adică e ok, dar nu îmi place așa mult. Până acum n-am pus nicio echipă la iubesc, frate. N-am pus nicio echipă, ești nebun. Los Angeles, cine se uită la fotbalul din America, nu știu. O să pun pe Los Angeles la nu o urmăresc. Bă, Lazio e decentă. O să punem la e ok. Lazio e echipă ok, joacă Ștefan Radu acolo. Leeds United, nu o urmăresc. Bă, Leicester. Leicester îmi plăcea foarte mult în 2016 când era Marez acolo. Și acum îmi place, Vardy în continuare face performanță chiar dacă nu mai e Marez, așa că o să o pun la îmi place. Pur și simplu îmi place echipa asta, a fost așa underdog, a câștigat campionatul în Anglia și de atunci a început să-mi placă această echipă. Liverpool, una dintre echipele mele preferate, așa că o să o punem aici pe Liverpool, băieți, la o iubesc. O punem aici în vârful clasamentului, deși nu o să fie pe primul loc, cred că știți cu toții ce o să fie pe primul loc. Dacă era și FCSB aici era bine, dar nu e în lista asta minunată. Lyon, de asemenea, este o echipă decentă. Îmi plăcea mult când juca Benzema la ei, când era Benzema, când era Juninho, așa că o să o punem la e ok. Manchester City. Din punct de vedere al jucătorilor, aș pun-o la îmi place și asta o să fac. Din punct de vedere al clubului efectiv și al istoriei, aș fi pus-o la e ok. Manchester United. Judecând după sezonul acesta, Manchester United a început să-mi placă la nebune. Deci efectiv Rashford mi se pare zeu.
sezonul ăsta, Bruno Fernandes de asemenea, așa că o să o pun, mamă, să o pun la un place, pun la un place. Napoli e ok, aș face o categorie specială pentru că i-a scos pe Steaua atunci când ne-a furat arbitru, dar nu o mai face, nu, n-are rost, n-are rost să mai facem o categorie specială. Pe Porto nu-i urmăresc, am văzut că i-a bătut pe Juventus, acum în Champions League. PSG îmi place, în special pentru Neymar. Real Madrid îmi place. Poate pur și simplu îmi plac multe cluburi, chiar dacă unele se contrazic. Uite aici Barcelona e Real Madrid. Parcă se contrazic acolo, ele sunt rivale, însă mie îmi plac efectiv amândouă. Eu urmăresc fotbalul pentru spectacol, nu pentru rivalități. AS Roma e ok, nu mi se pare cine știe ce. Schalke nu urmăresc. Shakhtar, bă, Shakhtar face mereu performanțe, având în vedere campionatul care este destul de slăbuț în Champions League și în Europa League, are rezultate destul de bune, așa că o să o pun la îmi place, frate. Pur și simplu, pentru că a fost și Mircea Lucescu antrenorul acolo, o să o pun la îmi place. Tottenham de asemenea îmi place, în special pentru că joacă Son acolo. Valencia nu o urmăresc, chiar nu o urmăresc. Wolverhampton. De ce pune Wolverhampton aici? De fapt, poate sunt unii care le place, nu știu. Mai ales fanii portughezi. Zenit, nu urmăresc. Dortmund, aici, frate, locul 1. Locul 1, băieți. Sau locul 2, dacă era FCSB, era locul 2. Punem aici pe Dortmund în fruntea clasamentului. Mă, dar Tottenham de ce de două ori? Avem Inter Milano, care este o echipă ok. După cum puteți vedea, echipele din Italia nu prea îmi plac, pur și simplu am pus aici Inter, am pus Roma, am pus Napoli, am pus Juventus și am pus AC Milan. Pentru mine, campionatul Italiei este destul de plictisitor, dar nu e Atalanta aici, pe Atalanta aș fi pus-o la îmi place, dar din păcate nu e Atalanta. Maccabi Tel Aviv din nou, deci e pusă. Și Tottenham mai punem încă o dată aici. Și cam aceasta este lista, băieți. Deci cam acesta este topul. Sper că v-a plăcut acest clip. Cum v-am spus, nu are legătură cu performanțele sportive, pur și simplu are legătură cu preferința mea. Like acolo, 2000 de like-uri. Nu uitați să vă abonați deoarece mă ajută foarte mult. Eu am fost Gianni, v-am pupat.